Una dintre cele mai urmărite și îndrăgite mămici din Republica Moldova și din Europa de Est este astăzi la noi, alături de soțul ei și de cei doi copilași, Katy Black și Cristian. Salut, bine ați venit! Salut, salut! Mulțumesc mult de invitație! Ei chiar prea mult îndrăgite de Europa de Est! Ei, așa este! Crede-mă, eu știu! Spune-mi, te rog, mai devreme am avut un material despre superstiții în timpul sarcinii. Uh-huh. Tu deja ai un pic de experiență, din câte văd. Spune dacă crezi și tu în diferite superstiții. Nu cred în superstiții, dar câteodată vin niște pofte pe care nu le poți explica. Am auzit că spuneai de căpșune ceva. Sărmanul Cristian. Oh, da. Cristian, de câte ori te-a sculat noaptea și te-a trimis după harbuz sau lapte de pasăre sau nu știu ce? Să spun sincer, numai o dată. Numai o dată? O singură dată mă trezesc și era cu prima sarcină, am vrut suc de rode. Și am zis că dacă nu mă duc acum la ora 2 de noapte, du-te și cumpără, că mor. Sucul de rode a avut un efect miraculos până la urmă, că ai doi îngerași aici extraordinar de frumușei. Da, nu era pe rând. Aha, pe rând, iată cum. Bun, am înțeles. Hai să vorbim un pic despre viața de familie. Voi totuși aveți o activitate destul de activă, să zic așa. Trebuie să le reușiți pe toate. Și sunteți niște părinți tinerei. Spuneți-ne cum vă descurcați. Aveți nevoie și de ajutor din extern, gen rude, bunici, bone, sau totuși faceți totul singurei? Noi ne descurcăm și singuri, dar sigur tot timpul acceptăm ajutorul din partea bunicilor, din partea fraților mei, pentru că e frumos când ai ajutor și când în asta se implică și rudele tale. Câteodată chiar și Bona o chemăm să primble cu băieții când avem nevoie. Da, ai ochișor aici, bravo. El vă arată care ochișor. Știi, Katy, recent o bună prietenă de-a mea m-a anunțat că este însărcinată, adică ea e tot ok, are soț, tot normal. M-a anunțat așa, ca pe un prieten, da? Da, și mă întreba, mă, dacă, ce o să simt? Cum, adică, ce trăire o să am? Ce o să schimb din viața mea? Zic, nu știu, eu tot trebuie să vină Katy Black la mine, și eu sunt treabă. Katy, într-adevăr, ce se schimbă în viața unei femei, în corpul unei femei, după prima naștere? O, viața se schimbă, cred că 180 de grade, asta 100%, pentru că dacă până acum ați fost tu și soț, acum mai apare un om mic care cere toată atenția ta. În corp tot, sigur, sunt foarte multe diferențe. Oricum trebuie să renunțăm la niște vicii, să zic așa, da? Da, la silueta perfectă. Nu spun că e imposibil de făcut, dar e mult mai greu decât a fost cândva. Asta e o jertvă, da, dacă se poate așa de spus. O naștere e o implicare totală. Așa este. Să fii mamă. Totodată... Nu vreau să romantizez, adică e foarte frumos să fii mamă, emoțional, dar e și greu fizic. Totuși organismul trece printr-un stres când naște. Și când vorbeam mai devreme despre susținerea pe care o aveți din exterior, Cristian, cred că ți-a fost chiar de la început alături și te-a ajutat foarte mult. Cât de importantă este și implicarea soțului, care trebuie și el să-și schimbe un pic deja percepția. Asta este de procente, dar cred că Cristi răspunde la întrebarea Cristi, asta. Cristi, cât de mult te-a afectat faptul că, uite, iubirea vieții tale deja e concentrată pe altcineva? Am înțeles că ca ea să fie mult mai liniștită, să fie mai calmă din toate punctele de vedere, are nevoie de ajutorul meu, începând de la naștere, chiar începând de la sarcină, mai bine zis, pentru că trebuie să fie mereu în jurul ei, să nu cumva să ducă ceva greu, să nu facă multe lucruri. Și am zis că pentru mine, chiar și la momentul dat, nu mi-este greu să stau cu copiii. Eu pot să rămân singur, las pe ea în pace, poate să meargă la manicură, poate să meargă la gene, sprâncene, să-și facă treburile, chiar la serviciu să meargă. Când eu pot să stau cu copiii foarte ușor și pentru mine asta nu este absolut greu. Asta e un lux în ziua de azi, să ai un soț care e gata să facă toate aceste jerte. Presupun că ești de zodia Taur? Nu. Ok, mergem mai departe, ok? Cristi, dar spune sincer așa, sincer, ai avut momente când credeai că ești un pic așa marginalizat, chiar pe alocuri ignorat și zicea, hei, eu tot sunt aici, uite, doar că eu cântăresc mai mult, dar eu cam tot aceleași cerințele am. Parcă n-am avut așa ceva, sincer. Chiar dacă Katy spunea... Da, soția în primul rând spunea, chiar m-a întrebat când noi ne întâlneam, spunea, cum crezi, cine e pe primul loc, copiii sau tu?
Și o să cred că copiii, că așa am fost eu educat. Spune, oricum, da, necesită mai multă atenție acum la moment. Dar, în primul rând, este soțul sau soție, pentru că copiii cresc și pleacă în lume. Rămânem, la urma urmei, rămânem noi doi. Sunteți niște... Și atunci am înțeles că i-am cucerit cu acest răspuns și am înțeles că, ok, mai bine... Trebuie luată. Bravo. Voi spuneam mai devreme că sunteți părinți experimentați, sunteți în așteptarea celui de al treilea copil. Știți deja ce va fi? Nu, nu știm. Am avut o experiență frumoasă când am fost însărcinată cu Simon și tot am făcut gender party. Gen, am spart balonul și au fost niște emoții de nedescris. Aha. Când tu vezi că acolo e floare albastră sau roz. Noi foarte tare vrem fetiță, dar eu nu știu de ce cred și sunt că iar e băiat. Serios? Și foarte mulți în Instagram îmi scriu că tu o să fii sacra cu trei nurori. Nu știu, vedem. Pe data de 28 iunie, de ziua de naștere lui Cristian. O să-i stricăm sărbătoarea lui. Nu, nici de cum nu, nu, nu. Așa. Despre experiență de a fi mamă. Este adevărat, uite, în popor se zice, primul copil, doamne, îi fierbe apa și primele trei luni de zile apa în care îl scalzi. A doilea copil doar îi încălzești. A treilea vași subjectul de apă, și... E chiar așa? E chiar așa, da. Adică... Primul, așa și eram. Doamne ferește, începe pe palme. Te călcat. Te cred. Doamne, fierbe apa, să clocotească, după care o lași să răcească așa în voie ei, după care. E mult mai ușor la al doilea, la al treilea copil? Da. Și totodată, Cheti, nu pot să nu te întreb despre niște recomandări pe care tu ai tot dreptul moral și să le faci tinerilor părinți, hai să nu zicem doar mămici, că și tații trec și ei sărmanii, nu mai știu eu prin ce. Tinerilor părinți. Da. Cred că cel mai important sfat pe care eu l-am neglijat, dar recomand cu toată încrederea asta, să accepte ajutorul din orice parte a fi. Așa. Dacă, de exemplu, soțul spune, hai să comandăm mâncare, nu găti azi, acceptă asta. Dacă vine mama și spune, eu spăl pentru tine rufele și stau cu copiii, acceptă asta. Nu fii puternică pentru că nimeni nu are de asta nevoie în afară de, nu știu, poate ego-ul tău. Pentru că, până la urmă, mama fericită, mama care s-a săturat de somn, e cel mai important, așa că acceptați ajutorul din partea oricui n-a fi. Așa da, este. Nu fiți erou pentru că n-are nevoie nimeni de asta. Sper că soția mea te aude acum. Okay? Da, totodată, spuneți-ne despre spațiul vostru locativ. Unde o să încăpeți atât de mulți? Am înțeles că planificați să vă schimbați viza de reședință sau care e planul? De fapt, e un lucru spre care noi mergeam. Noi nici nu știam că o să primească așa de repede să realizăm visul nostru ca casa. Așa. Pentru că inițial era doar o idee. Noi cumva înțelegeam că pentru noi apartamentul cu două camere era deja mic. Micuț. Noi încă nu eram însărcinați cu a treilea copil, adică noi nu așteptam a treilea copil, pur și simplu se înțelegea că cu doi copii într-un apartament cu două camere, un pic greu. Și Cristi a venit cu o propunere, dar de ce să ne uităm casă. Ah, Cristi, give me five, man. Așa. Și? Și noi asta a fost foarte spontan. Noi am spus așa, dacă eu la 21... Așa, give me five, man, tu stai și acasă la curte. Cățăruși, pisică, fotbal, geamuri, sparte. Vorbisem cu Cate într-o seară, stăteam culcați în pat, spunem, dar poate noi ne uităm la casă? Și eu spunem, da, hai să încercăm. Și foarte spontan s-o primit. Noi am văzut, mergeam spre bunei locate, pe drum am văzut o casă, am sunat, am discutat prețul la telefon, după care ne-am întâlnit pe loc, am văzut casa, am văzut ce este acolo, am analizat cât de cât, dacă e în puterile noastre să continuăm ceea ce este acolo și noi am zis că, ok, cine nu riscă, nu bea șampanie. Și când vă mutați? Sper că la sfârșitul de mai, începutul lui iunie, pentru că deja ziua de naștere și aflarea genului a treilea copil și trebuie să fie acolo în bisetcă. La terasă, da, la noi. Îmi imaginez deja partiul pe care îl veți organiza așa. Prieteni, noi ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră și că faceți schimbarea asta atât de importantă în viața voastră. Vă dorim succes și vă mai așteptăm la noi deja într-o formulă mai mare. Și noi vă mulțumim foarte mult, chiar ne-am simțit aici ca acasă. Ah, vă mulțumim. Vă mulțumim și vă dorim succes.